Cum eu fac, să zicem, eu o să vă arăt la mână, dar voi faceți la mușchiul frumuseții. Știți unde el se află? Salut, dragii mei și dragile mele! Bun venit pe canalul Frumuseții Vârste Elegante! Sunt Veronica Sandu și primesc de la voi foarte multe întrebări în privința la cum să facem ca picioarele să fie frumoase și mai ales mușchiul frumuseții, musculus gracilis, care ne permite să îmbrăcăm o fustiță scurtă, să îmblăm în șorți. Și chiar una din bunele îmi zice, măi, invită copiii la mare, dar mi-e rușine să mă dezbrac în fața nepoților, în fața ginerilor. De ce eu, când mă duce la nepoți, în vacanță și ca să nu îmi fie rușine să mă dezbrac și chiar îmi permit să îmb și în șort și în fustițe scurte, mă pregătesc preventiv și mențin în tot, permanent mențin, dar acum voi face accent și mai mult la aceasta. Ce fac eu pentru mușchiul gracilis și ce vă recomand și vouă? În primul rând, cel mai ușor să faceți, ca să ridicăm mușchiul acesta al frumuseții, să-l ridicăm, lifting să-i dăm, tonus să-i dăm, piciorușile să fie ca lumnărica, să avem în arsenalul nostru produse care ne ajută să tonizăm pielea, să tonizăm mușchiul în afară de exercițiile fizice, dar acum este cald și putem să facem niște trucuri, să vă dau niște trucuri care puteți să le faceți acasă. Nu mai spun de împachetări, de comprensie care se fac la salon, care își permit, nicio problemă. Dar eu fac ceea ce vă sfătuiesc și vouă. În primul rând am iată, două masajoare, așa unul e așa mai ascuțit, cu ferișoare de ace, niște ace care conțin argint. Este un masajor foarte, foarte vechi, cumpărat procurat de la o companie rusească, Argo, probabil are undeva vreo 19 ani. Dar și un masajor, iată așa, de masajor așa mai elastic, care îl iau cu mine la saună, dar îl folosesc și acasă. Dar înainte de aceasta, de a face masaj în zona respectivă, vă recomand, am un ulei de macadame, este produs în România, care are un efect de lifting minunat. Dacă nu aveți masajoare, dacă nu aveți ulei, vă faceți un scrub, cel mai simplu scrub. Apă, la un litru de apă, adaug undeva atâta sare. Este cuțit de măr. O lingură de cuțit de măr. Așa, lăsăm aici și amestecăm, bine că se topește sarea și peroxid de hidrogen. Peroxid de hidrogen, o linguriță. Hidrogen. Și amestecăm. Așa. După aceea îl voi scurge și îmi voi face fricțiuni pe tot. Cum eu fac, să zicem, eu o să vă arăt la mână, dar voi faceți la mușchiul frumuseții. Știți unde el se află? Află în partea interioară a femurului. Dar eu o să vă arăt cum eu îmi fac nu numai la picioare, dar și la mâini în zona aceasta. Mi-aplic uleiul, dați să vă arăt. Aplic ulei macadame. Un pic ușor. 10 picături mi-am aplicat. Masiez.
fiindcă zona aceasta e tot dificilă. Eu vă arăt acum la mâini, dar în genere scopul nostru de a vă motiva să vă tonizați și să vă ridicați mușchiul frumuseții. Și iată, cu acest masajor, eu îmi fac nu numai la saună, dar și 2-3 ori în săptămână, și închipuiți-vă că aici e piciorușul vostru, și iată, eu îmi fac și la mână, până se înroșește. Bine, 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 fiindcă și mușchiul frumuseții și zona aceasta este foarte dificilă. Este și când atârnă aici e foarte urât. La fel cum atârnă și mușchiul frumuseții. Când se roșește bine, 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 asta e 2-3 minute. Trec la, aici mi-a rămas ulei, trec la mânuța aceasta. Aplicați ulei, vedeți cum s-a roșit mâna. Așa și piciorul se roșește. Dacă vreți să faceți accent la mușchi frumuseții, eu vă arăt cum se face la mână. Masăm, masăm și masăm în sus, în sus, în sus. Iată așa. Foarte, foarte bun lifting, fiindcă este un bun drenaj, limfodrenaj. Se îmbunătățește circulația sângelui, iar adipocitele se topesc. Adipocitele sunt celulele grase. Eu combin aceste două masajoare, cam așa. Aceste trucuri sunt pentru persoanele care își doresc, înainte de mare, să meargă la bronzat. Și timp de 10 zile, timp de 2 săptămâni, vă garantez că veți avea efect. Doar puteți să folosiți aceste, ce aveți, ori masajorul, ori uleiul de macadame, puteți cu ulei, doar cu uleiul de macadame cu mânuțele, masați, masați și în sus, la picior. Exfolierea cu sare și veți primi efectul dorit. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez, vă doresc vacanță plăcută cu mușchiul frumuseții. La revedere, pe curând!